Astăzi, Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a fost convocat în ședința ordinară, unde au fost discutate mai multe proiecte importante pe ordinea de zi. De asemenea, edilul Marius Creciu a menționat faptul că va depune toate eforturile pentru ca severinenii să beneficieze de agent termic, atât timp cât vremea va impune acest lucru. În cadrul ședinței ordinare de astăzi a fost aprobată modificarea regulamentului pentru parcările de reședință din municipiul Drobeta Turnu Severin, prin care se interzice parcarea pe aceste locuri autoturismelor mari care transportă marfă sau persoane, dar și a celor care sunt înmatriculate în alte țări. Printre lucrurile importante aprobate astăzi este modificarea regulamentului pentru parcările de reședință în municipiul Drobeta Turnu Severin. Interzicem și prin acest regulament parcarea pe locurile de reședință a mașinilor de marfă, a microbuzelor, autobuzelor, diferite, să spun așa, anexe ale mașinilor, platforme pentru a căra alte mașini. Încercăm să aducem la locurile de reședință exact autoturismele ce le trebuiesc oamenilor pentru deplasarea zilnică. Tot acolo cerem reglementări privind mașinile aduse din altă țară, Anglia, Bulgaria, ce nu plătesc impozit în municipiul Drobeta Turnu Severin. Este important pentru că avem și mai puține locuri de parcare, sunt mașini mult mai multe decât locurile de parcare și era obligatoriu să încercăm să le mai reglementăm. De asemenea, a fost aprobată acordarea unui teren gratuit Spitalului CFR din municipiul Drobeta Turnu Severin. Acesta va fi folosit în cadrul unui proiect european ce constă în extinderea și reabilitarea unității sanitare. Astăzi am dat în folosință gratuită o suprafață de 182 de metri pătrați din terenul care este în administrarea Liceului de Transporturi Auto. Teren care urmează să facă obiectul unui proiect european depus de către Spitalul CFR Căi Ferate. Spitalul Căi Ferate are un proiect european pe care intenționează să-l depună în această perioadă. Neavând spațiu disponibil, ne-a solicitat ajutorul să-i punem un spațiu la dispoziție și noi, practic, astăzi am definitivat aceste formalități. Este foarte important să intrăm în parteneriat și să sprijinim toate celelalte instituții de stat care accesează fonduri europene, mai ales când e vorba de un spital public cum este Spitalul Căi Ferate Române, cum este acest spital care are performanțe foarte bune și mai ales că vorbim de proiecte care să vină în interesul cetățenilor și pentru sănătatea cetățenilor. În cazul situației încălzirii municipiului Drobeta Turnu Severin, din cauza datoriilor acumulate și ratei mici de colectare a sumelor de la beneficiarii serviciului de încălzire, furnizorul de păcură nu mai poate livra cantitățile necesare. La momentul la care vorbim este 15 martie. Să sperăm că ne va permite și vremea. Facem eforturi deosebite să asigurăm în continuare necesarul de păcură pentru furnizarea de agent termic. Ea a crescut, prețul a crescut odată cu acest război din Rusia-Ucraina. Sper să găsim banii necesari să declanșăm, să ducem până mai târziu agentul termic, furnizarea agentului termic în municipiul Drobeta Turnu Severin. Dar la momentul în care vorbim astăzi, ca reper, am luat 15 martie. Mai avem păcură? Funcționăm până la 15 martie, am găsit resursele necesare. Păcură poți să iei oricând, important este să ai banii să o cumperi. Deci până în 15 martie găsim resursele necesare să funcționăm. Astfel, data până la care severinenii vor avea căldură este aproximativ 15 martie, însă primarul Marius Creciu depune toate eforturile pentru ca cetățenii să beneficieze de agentul termic, atât timp cât vremea va impune acest lucru.